Bună ziua, stimați prieteni! Astăzi suntem la cea 31-a ediție analizelor economice. Este un proiect comun IDIS Viitor împreună cu Privesc EU. De ce nu puteți urmări fie pagina oficială IDIS Viitor, fie Privesc EU sau pe pagina mea ioneta.md. Astăzi este ziua când ar vrea să discutăm despre politica bugetară fiscală și bugetul pe anul 2022. Foarte multe lucruri nu avem ce discuta aici. Sunt anumite elemente pozitive, sunt anumite lucruri și tendințe pozitive despre care voi vorbi. Însă la capitolul politica fiscală trebuie să spun că este, să zicem, cea mai modestă politică fiscală văzută de mine vreodată. Are vreo două foiți și din toată politica fiscală am încercat să identific anumite lucruri care dorește guvernul să le întreprindă în acest an. Din păcate nu există absolut nimic. De fapt, este, dacă nu s-ar vota politica fiscală, nu se întâmplă absolut nimic, nu există nici o prevedere sau ceva care ar însemna anumite viziuni sau anumite dorințe de a schimba lucrurile. Este un document care sunt câteva retușări la anumite elemente care au fost în trecut, iar în rest, dacă nu era, nu se întâmpla nimic. Deci este primul document de politică fiscală care nu conține în el nici o prevedere legată de reforme, de ajutor în condiții de criză. Straniu este că m-aș fi așteptat la o politică fiscală cu mult mai bună, ținând cont că oricum Republica Moldova trece printr-o criză profundă, agenții economici se află într-o stare foarte proastă, a venit o nouă guvernare, însă, din păcate, avem ceea ce avem. Am încercat să picuiesc vreo 5 lucruri, dar încă o dată vreau să repet că toate elementele din politica fiscală, de fapt, sunt niște lucruri de retușări tehnice. Și este un document care vine cu anumite modificări tehnice și nu are în sine absolut niciun element nou care ne-ar permite să vedem că guvernul are anumite idei în tot ce înseamnă dezvoltarea economică a țării. Care sunt cele 5 elemente care se desprind din această foiță micuță care a fost numită politic fiscal? Este în felul următor. Deci un lucru cât de cât bun ține de faptul că noi, din începând cu anul 2022, toată taxa rutieră vor merge la bugetele locale din nivelul 1. Aici trebuie să fac o mică explicație ce înseamnă lucrul acesta. Deci până în anul 2014 inclusiv, la noi fondul rutier era format din două surse de venit. Fiecare șofer, dumneavoastră, dacă aveți mașină, plătiți două tipuri de taxă care ajung în fondul rutier. Prima este taxa rutieră, care o plătiți anual în dependență de capacitatea motorului și ajungea până în 2014 în fondul rutier, și acciza la benzină, care o cotă din această acciză ajunge tot în fondul rutier. Din 2015, pentru a crește capacitatea autorităților publice locale și pentru faptul că noi oricum realizăm că cel mai multe drumuri se află la nivel local și nu are sens să dai bani, sau nu că nu are sens, e bine să dai bani la nivel central, dar totuși oamenii în primul rând vor să aibă drumuri în localitatea lui. Din 2014 s-a alocat bani pentru drumuri, dar a fost o alocație politică, țin minte acest lucru. Din 2015 s-a decis că acești bani să fie alocați direct pe autorități locale. Din acest motiv, dumneavoastră când plătiți taxa rutieră, banii mergeau la nivel local, iar când plătiți accizul, banii merg în bugetul, în fondul rutier central, care este utilizat de către guvern. Când banii mergeau la nivel local, se împărțeau în proporție de 50% mergeau la primării, 50% mergeau la raioane. Suma anuală despre care vorbim noi este la nivel de 700 de milioane de lei. Plus, minus 700 de milioane de lei. S-a decis că din anul 2022 toată această sumă să meargă la nivel de primării. Evident, primăriile vor câștiga, în special primăriile centri raionale, orașele municipale, deci toți vor câștiga la nivelul 1. Iar nivelul 2 raionale vor primi deja bani din bugetul public, din fondul rutier național, lucru care este benefic și, într-adevăr, acest lucru este bun, însă există și partea proastă, despre aceasta voi vorbi ceva mai separat când voi merge în detaliat. La noi, din păcate, și în anul 2022, guvernul intenționează să subfinanțeze fondul rutier. Ce înseamnă această subfinanțare? Voi vorbi ceva mai târziu. Al doilea lucru important, poate nu e atât ca important, nu este mare, dar după mine simbolic este foarte bine, este cum s-a manevrat cu scutirile personale. Deci dacă ne uităm atent pe anul 2022, se întâmplă un lucru care eu l-am catalogat ca politică pro-familie, politică bugetar-fiscală. Ce înseamnă lucrul acesta? Scutirea personală
a unei persoane care lucrează crește nesemnificativ anul viitor, în schimb, scutirea persoanei întreținute crește de două ori, de la 435.000 lei până la 9.000 de lei. Lucrul acesta va permite ca să scadă substanțial povara fiscală asupra familiilor cu copii. De fapt, cu cât mai mulți copii ai, cu atât mai mic este povara fiscală. Costurile bugetare pentru această măsură se ridică la 175 de milioane de lei. De fapt, este o măsură care este cuantificabilă, este foarte clară și sper foarte mult că cei care lucrează și au copii vor simți la anul că plătesc mai puține impozite și aceasta, de fapt, este o politică de încurajare a celor care au familie. Cineva m-a întrebat dacă în felul acesta se vor naște mai mulți copii. Răspunsul meu este simplu. Din păcate, stimulentele fiscale nu generează nașteri de copii, dar stimulentele fiscale îi ajută pe cei care deja au decis să aibă copii. Deci, cam aceasta ar fi răspunsul, dar cu certitudine este o măsură bună. Al doilea lucru, chestiune tehnică, este legat cu impozitul imobiliar. Exista o problemă și mai ales în contextul în care în prezent crește foarte mult numărul tranzacții imobiliare, era problema cine achită impozitul. Dacă tranzacția se face la jumătatea anului, dacă se face pe finele anului, care este cota care o achită vânzătorul, cumpărătorul. Și guvernul a venit cu o claritate, impozitul pentru anul curent, în anul tranzacția îl achită cel care la data din 1 anului era proprietarul imobilului. Altfel spus, cumpărătorul nu are obligația de a plăti impozit pe imobil pentru acest an. Este o chestiune mai mult așa tehnică, dar oricum ne ajută. Un alt lucru se diminuează taxa de lux pentru telefonie mobilă, deci foarte mult nu mă voi opri. Deci cândva a fost introdus, noi avem un fond de susținere socială a populației care se formează de câteva surse și s-a considerat că telefonie mobilă, de fapt, de mult nu mai este un lux, el poate fi format din alte surse și de aceea se diminuează această taxă, ceea ce iarăși eu consider că este bine. Și ultimul element care cât de cât este notoriu ține de... Și asta eu îl privesc mai mult ca negativ, de aici depinde de percepția de unde te uiți și cum te uiți, ține de faptul că noi amânăm încă pe 2 ani de zile tot ce înseamnă implementarea sistemului de impozitare a bunurilor imobiliare, în special a fondul funiciar și proprietăți. Această amânare încă pe 2 ani de zile va afecta foarte grav bugetele locale. Și voi explica din ce cauză. Primăriile sunt cele care beneficiază de acest impozit. Dumneavoastră, când aveți un teren sau când aveți locuința, să știți că banii care îi plătiți pentru impozit pe imobil sau impozitul pe terenuri este unul din sursele de... Nu, de bază, este o sursă importantă, iar la sate, care este sursa de bază a bugetelor locale. Păi uitați-vă, acest impozit nu s-a modificat timp de 20 de ani. Imaginați-vă că în anul 2000, un hectar de teren era impozitat cu 110 lei. Vorbim de cel la care nu avea bunitate, dar și acel care cu bunitate variază de la 100 la 140 de lei, dar luăm cifra 110 lei. Atunci salariul era 400 de lei. Altfel spus, pe un salariu puteai să-ți plătești impozitul pentru 4 hectare de pământ. Au trecut 20 de ani. La noi toate taxele au crescut, iar impozitul funiciar cum era 110 lei, așa și-a rămas 110 lei. Și noi în prezent, la un salariu de 9.500 de lei, atâta este media anuală, impozitul a rămas tot 110 lei, ceea ce înseamnă că, de fapt, dacă atunci tu puteai să-ți plătești chiria, să-ți plătești impozit pentru 4 hectare, acum poți aproape pentru 100 de hectare. Ce înseamnă lucrul acesta? Eu înțeleg că guvernul vrea să fie bun cu agenții economici, numai cât de straniu, el este bun din contul taxelor, impozitelor locale și nu din contul impozitelor centrale. Accizele guvernul are grijă să le majoreze în fiecare an, plățile are grijă să le majoreze în fiecare an, deci tot ce vine la bugetul central, guvernul nu are niciun fel de emoții, majorează în fiecare an. Cât ține de bugetele locale, uitați-vă că pe 2 ani de zile se amână și, de fapt, primăriile au ratat în această perioadă deja circa 20 de miliarde de lei, sumă care îi putea fi încasată din acest impozit imobiliar. De fapt, primăriile sunt lipsite de posibilitatea de acumulare a veniturilor din această sursă extrem de importantă. Lucru care cred că oricum trebuie rezolvat și cred că împreună cu cei de la Camera de găsit o soluție.
Cam asta e tot ce este la politica fiscală. Deci alte lucruri, practic, de ordin de redacțional. Prima dată, iarăși repet, prima dată văd un document de politică fiscală care, de fapt, nu conține nimic elemente de politici fiscale. Este ceva mici retușări la ceea ce exista până în prezent. Straniu acest lucru și îmi pare foarte rău că nu s-a reușit elaborarea unui document consistent, așa cum ar trebui să fie pentru cei care au venit să schimbe lucrurile. Acum să ne întoarcem la parametrii bugetului public național. Nu vă voi opri la foarte multe elemente, am selectat doar câteva din ele. Știu că foarte multă lume este deranjată cu majorarea de salariu care va fi ea la anul. Scurt pe doi la bugetari situația la anul până ce nu promite a fi una foarte bună, dar sper că conjunctura va fi una favorabilă și atunci se va opera la majorări de buget. Deci eu sunt sigur că bugetul care se aprobă pentru anul viitor este unul destul de rezervat. Aici trebuie să dau tot respectul celor la Ministerul Finanțelor. De regulă, echipa Ministerului Finanțelor este o echipă destul de conservatoare și ei preferă să aprobe un buget mai micuț și după aceea să fie operat majorări decât să aprobe un buget mai mare și după aceea să trebuie să faci cheltuieli. Dar astăzi, cum este votat bugetul, fondul de salarizare va crește undeva cu 10%. Și aici guvernul vine cu o idee, după mine, corectă, să ajute în primul rând cu cei care au cele mai mici salarii și la ei majorările vor fi de 20-30%. Și atunci se primește că pentru celelalte categorii de bugetari majorarea va fi de 5-6-7%. Ce înseamnă 7%? Anul acesta noi, din păcate, vom avea o inflație la nivel de 10-11%. Asta înseamnă că la ziua de astăzi, prevederile bugetare de majorare a salariilor pentru anul viitor vor fi aproape de două ori mai mici decât rata inflației. Altfel spus, bugetarea anul viitor vor putea să-și procure de un salariu mai puține bunuri decât își pot procura în acest an. Sper foarte mult că situația se va schimba, dar din păcate până ce putem vorbi despre următorul lucru. Pentru cei mai mulți bugetari, salariul va crește undeva în coridorul 5-7%, în condiția în care inflația va fi de cel puțin 10-11%. Dacă ne uităm atent la parametrii bugetari, pentru anul viitor noi avem planificați în bugetul public național, eu voi da doar prima cifră cu bugetul public național, voi trece la bugetul de stat. Noi la capitolul cheltuieli, la capitolul venituri avem 80,9 miliarde de lei venituri și la capitolul cheltuieli 96,2. Deficitul pe bugetul public național e 15,3, care este puțin mai mare decât bugetul de stat, bănuiesc că e vorba de niște împrumuturi la bugetele independente. Ceea ce este bugetul public național, ca să fie foarte clar, după aceasta trecem la bugetul de stat. Bugetul public național este format din 4 bugete. Bugetul de stat propriu zis, bugetul de asigurări sociale de unde noi primim pensiile, bugetul de asigurări medicale unde este întreținut sistemul de sănătate și bugetele locale care sunt pentru primăriile și raioanele din țara noastră. Legătura dintre ele este una foarte directă, bugetele locale sunt dependente bugetele de stat, de fapt bugetul de stat, guvernul, nu cheltuie nici jumătate din banii lui. Deci din toate cheltuielile care sunt prevăzute pentru bugetul de stat pe anul viitor, despre care vor vorbi ceva mai târziu, mai mult de jumătate nu cheltuie guvernul. El transferă o sumă impunătoare de bani la bugetul de asigurări sociale din simplu motiv că avem un deficit acolo și toate politicile guvernului de a susține bătrânii nu sunt acoperite cu venitul bugetul de asigurări sociale și banii merg, diferența merge din bugetul de stat. Doi, o anumită sumă de bani merge prin bugetul de asigurări medicale. Trei sunt transferuri către bugetele locale, care absolut toate sunt dependente bugetul de stat, în proporții până la 80%. Deci primăriile, sunt foarte multe primării care au doar 20% banii lor, restul banii primesc la bugetul central. Din acest motiv, cea mai mare parte din buget, din aceste trei bugete, vin din bugetul de stat, iar guvernul, chiar dacă sună bine, el cheltuie cu mult mai puțin bani, nici jumătate din toți banii care noi acoșa îi vom da. Care este bugetul de stat pentru anul viitor? La capitolul venituri, la capitolul cheltuieli, sunt planificate 65,2 miliarde lei, eu consider că vor fi cheltuite cel puțin 68 de miliarde lei și voi explica acușa din ce cauză. Dar vreau să vă uitați atent la cheltuielile bugetului de stat planificate și executate. Aici trebuie să dăm și ceva pozitiv. Dacă tot fundalul este relativ negativ, totuși sunt și anumite lucruri pozitive. Dacă vă uitați atent pe grafic și observați în spatele meu, anul acesta este primul an după să-i numărăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, după
6 ani de zile avem primul an când bugetul de stat se execută la parametrii votați, mai mult ca atât cheltuielile vor fi chiar mai mari decât au fost planificate. Dacă ne uităm atent, 2015, 2016, 17, 18, 19, 20 ani de criză, bugetul de stat s-a aprobat la o sumă, iar s-au cheltuit cu mult mai puțin. În total, timp de 6 ani de zile, cheltuielile bugetare au fost cu 20,6 miliarde de lei, mai mici decât au fost planificate. Anul trecut, dacă noi am planificat în vară, vă uitați, anul 2020 are o steluță, în vară s-a planificat 53,2 miliarde de lei, după aceasta s-a redus suma, dar noi am vrut să cheltuim 53,2 miliarde de lei, deoarece era criză și guvernul dorea să ajute, agenții economici dorea să ajute populația, în realitate s-au cheltuit 49,6. O necheltuială sau o diferență de cheltuieli de neexecutare a bugetului -36. În 2019 s-a planificat 47,7, s-au cheltuit 43,1. Deci noi avem practic ani de zile, timp de 6 ani de zile, noi am avut o situație foarte neplăcută în țară, că nici într-un an bugetul de stat nu s-a executat. De ce a fost așa ceva? Din simplu motiv că în fiecare an bugetul de stat, veniturile lui erau cu mult mai mici decât cheltuielile. Despre aceasta vei vorbi ceva mai târziu și din acest motiv se planifica acoperirea veniturilor din două surse de bază sau trei surse. Prima sursă erau granturile, a doua sursă împrumuturile externe și a treia sursă împrumuturile interne. Dacă în primii ani nouă nu dădea nimeni granturi, atunci în ultimii ani deja nici împrumuturi pe extern nu dădea nimeni și eram nevoiți să ne împrumutăm doar pe intern, lucru care acum ne duce la niște costuri foarte mari. Și veți vedea cât sunt de mari aceste costuri. Drept rezultat, guvernul, chiar dacă dorea să cheltuie, guvernele, chiar dacă au dorit să cheltuie bani și în 2015 și în 2016, ei nu au avut bani și au fost nevoiți să taie cheltuielile din veționale, au fost nevoiți să taie din fondul rutier, despre care trebuie să mai vorbim, încă ceva mai târziu, au fost nevoiți să taie din subvenții la agricultură și tot în fiecare an rămâneau datorii de anul acesta pe anul viitor. Scurt, pe doi, în fiecare an, bugetul nu se executa nici la cheltuielile acestea minime necesare. Maxim a fost în 2019 de 4,6 miliarde de lei, iar anul trecut, într-un an de criză, când oamenii aveau nevoie, nu s-a executat cu 2,3,6 miliarde. În acest an, și trebuie să spunem cum este, inclusiv datorită, nu că inclusiv, dar datorită noi guvernării, datorită deschiderii care există pentru această nouă guvernare, pe de o parte, pe de altă parte, datorită conjuncturii favorabile la capitolul încasări bugetare. Ce înseamnă lucrul acesta? Am vorbit separat și veți putea găsi, dacă vă uitați pe pagina mea ioniț.md la alte analize economice, am arătat că în acest an avem o creștere fără precedent a cheltuielilor cetățenilor. Am mai avut ceva similar în 2005, lucru care ne va duce la majorarea veniturilor bugetare mai mult decât anul trecut, din TVA și acciz, undeva 6 miliarde de lei. Aceste venituri care nu au fost așteptate, permite guvernul să-și poată onora mai multe obligațiuni, inclusiv să plătim pensii, inclusiv să intervenim acolo unde este nevoie și din acest motiv, după 6 ani de zile când bugetul de stat nu s-a executat la capitolul aprobat, în acest an cel mai probabil bugetul de stat se va executa peste ceea ce s-a aprobat cu 2,3 miliarde de lei. Deci avem primul an după 6 ani de zile când bugetul de stat se va executa mai mult decât a fost planificat inițial. Și aceasta este legat pe de o parte de faptul că banii care au fost planificați din extern vor veni, dar cel mai important este legat de faptul că cetățenii noștri au cheltuit foarte mult, au adus venituri la buget și lucrul acesta îi permite guvernul cu confort să-și poată onora obligațiile sale. Deci noi așa o creștere de venituri datorată creșterii de consum a populației n-am mult, de foarte mult timp. Și în anul viitor, eu cred că veniturile bugetare sunt puțin subestimate, lucru care este înțeles și îmi dau seama de ce aceasta se întâmplă. Guvernul este foarte precaut la venituri. Eu cred că veniturile vor fi cu mult mai mari. Mai mult ca atât, pentru anul viitor, guvernul planifică granturi într-o sumă foarte modestă, iar eu sunt sigur că granturile anul viitor vor fi cel puțin de două ori mai mari decât planifică guvernul, dar despre aceasta vorbim chiar următoarele secunde. Cert este că în acest an și anul viitor, cel mai probabil cheltuielile bugetare vor fi chiar mai mari decât le-am planificat noi și aici revin la ceea ce am spus cu salariile. La ziua de astăzi, salariile pentru anul viitor sunt planificate la o creștere modestă, dar sper foarte mult creșterea va fi cu mult mai mare. Haideți să ne uităm aici ce avem noi la
incasările de bugetul de stat din granturi și împrumuturi. Dacă observați bugetul de stat și din graficul precedent s-a văzut și se vede și de aici, practic în toți acești ani de zile el a avut venituri și cheltuielile lui erau cât de cât comparabile. Am avut excepție în 2009 ani de criză, când am fost nevoiți să ne împrumutăm pentru ca să putem să ne onorăm obligațiile bugetare. Atunci gaura a fost de 8 miliarde de lei, amintesc pentru cei care au uitat. Și al doilea an atipic este anul 2014. Deci anul 2014, și vă rog să țineți minte acest an, că el încă de multe ori ne va fi de folos. Deci după anul 2009, când a venit noua coaliție la guvernare, a fost o deschidere enormă față de din partea partenerilor externi și toți doreau să ajute Republica Moldova în procesul său de integrare europeană, toți au dorit să ne ajute până la jafă bancar. Și până în 2014, suportul extern a crescut, iar în 2014, dacă vă uitați atent, din cei 6,3 miliarde lei pe care noi am obținut, 4 miliarde lei erau granturi, sau 3% din produs intern brut. Așa ceva nu s-a mai repetat niciodată, nici ca volum din procesul din produs intern brut, nici ca bani. Dacă noi am fi menținut în toată această perioadă de până acum 3% din produs intern brut, Moldova ar fi obținut suplimentar la sumele infime de granturi circa 30 de miliarde lei. Altfel spus, datorită jafului bancar, datorită izolării Republicii Moldova, datorită discreditării Republicii Moldova pe plan extern partea partenerilor internaționali, noi am ratat cel puțin 30 de miliarde de lei sub formă de granturi, bani care trebuiau să meargă în dezvoltarea infrastructurii și în investițiile capitale, care în ultimii ani de zile sunt foarte micuți. Anul acesta, dacă vă uitați atent, noi inițial s-a planificat cu mult mai mare să fie volumul de granturi și împrumuturi, dar până la urmă guvernul estimează că această sumă va fi la nivel de 16,2 miliarde de lei. Eu cred că la capitolul granturi până la sfârșitul anului suma va fi mai mare, iar la capitolul împrumuturi cel mai probabil noi nu vom reuși să ajungem această sumă, dar deja va fi clar mai târziu. Pentru anul viitor, după cum am spus, guvernul are un plan destul de modest la capitolul granturi, 1,3 miliarde de lei. Eu cred că suma va fi cel puțin dublu. Să nu uităm că am avut în 2014 4 miliarde de lei sau 3% din produs intern brut, raportat pentru anul viitor, aceste 3% ar însemna 7 miliarde de lei. Deci anul viitor, dacă guvernul a reușit să ajungă performanța din 2014, atunci noi ar trebui să tindem la un volum de granturi de 17 miliarde de lei. La capitolul împrumuturi interne, eu cred că noi trebuie deja să fim o leacă mai rezervați la acest capitol și vă explica ceva mai târziu din ce cauze. La împrumuturile externe, noi până ce aici mergem destul de bine și în acest an și anul viitor, dar problema cea mai mare este că totuși ar fi bine să acoperim banii din granturi și nu din împrumuturi. Aș mai vrea aici să mai atrag atenție, vreau să mă întorc înapoi la fondul rutier. De ce vreau să mă întorc la fondul rutier? Că este un subiect extrem de important. Dacă întrebi Republica Moldova, dacă întrebi partenerii noștri de dezvoltare de ce trebuie ca Republica Moldova să aibă să dezvolte, tot vă spune, noi nu avem apă, este țara care se află între două râuri și nu are are secetă odată la 2 ani de zile, agricultorii noi scurufântul cu secetă și nu avem sistem de irigare și drumuri, noi nu avem drumuri. De aceea partenerii noștri ne-au încurajat și au spus că ne vor susține dacă Republica Moldova să vă susține pe ea. Și înțelegerea a fost că noi primim bani pentru dezvoltarea drumurilor, dar noi va trebui să alocăm din banii noștri bani pentru întreținerea drumurilor. Angajamentul Republicii Moldova a fost ca 80% din accize, deci șoferul când cumpără benzină sau motorină, 80% din accizele care el le plătește trebuie să meargă în fondul rutier. Altfel spus, din cei 4 lei și 80 de bani care dumneavoastră plătiți sub formă de accize pentru un litru de benzină, 80% sau aproape 4 lei trebuie să meargă în fondul rutier. Lucrul acesta noi, dacă vă uitați atent, în 2009 doar 10% din accize mergea în fondul rutier, noi ne-am angajat că vom crește această sumă și în anul 2012 noi am ajuns la 80%. Noi ne-am menținut obligațiunile noastre până în 2014, 80% din fondul rutier, din accizele mergeau în fondul rutier. Însă a venit jaful bancar, a venit izolarea Republicii Moldova pe plan internațional și atunci guvernul, neavând bani, neputând să-și onoreze obligațiile lui, ce a făcut? A tăiat din fondul rutier. Dacă vă uitați atent, în 2016, în loc de 80%, a mers de două ori și jumătate, mai puțin, doar 31%. În felul acesta, fondul rutier a fost lipsit de circa 10 miliarde de lei, bani care au plătit șoferii pentru ca să fie reparate drumurile, iar banii nu au mai ajuns la drumuri.
Anul viitor, guvernul presupun tot din cauza dificultăților financiare, până și se planifică să fie alocat 58% din acciz în fondul rutier. Încă o dată repet, suma trebuie să fie de 80%. Sper foarte mult că anul viitor guvernul va reuși să aibă încasări mai mari la buget față de ceea ce s-a planificat, va reuși să deblocheze relațiile cu partenerii externi, astfel încât fondul rutier să-și primească acele 80% din acciză și banii care șoferii plătesc pentru fondul rutier să ajungă la drumuri și să nu fie păpați sau utilizați în alte scopuri. Vreau și să mă întorc încă o dată la cota efectivă a impozitului pe venit și ca să fie foarte clar despre ce vorbim, am luat următoarea situație. Am luat o familie care are un venit mediu, care este median, care este în Republica Moldova, sau majoritatea care îl primesc cetățenii noștri, și am luat situația că este fără copii, cu un copil, cu 2-3 copii sau mai mulți copii. Dacă vă uitați atent, sistemul nou de impozitare și anume facilitățile care le oferă guvernul celor care au copii duce la aceea că taxa, dacă ai o familie destul de dacă ai 3 copii, dacă în acest an plătești 6,7% impozit efectiv cu toate deducerile, anul viitor va fi 5,3% sau o familie, un lucrător va putea economisi 1400 de lei. De fapt, este o măsură, după mine, una foarte benefică care sprijină familii cu copii și în felul acesta povara fiscală scade în dependență de număr de copii. Și ultimul lucru care vreau să atrag atenție, din ce cauză vreau să atrag atenție, ține de modul cum guvernul se va împrumuta anul viitor. Dacă observați atent, anul viitor noi va trebui să alocăm 6,2 miliarde de lei sau fiecare a șeptelea leu câștigat la anul sau nu câștigat, dar obținut din impozite la anul de către guvern, vor merge pentru achitarea datoriilor. Deci este o creștere fără precedent, avem aproape 13% din bugetul din veniturile bugetului de stat vor merge pentru achitarea datoriilor, 2,9 miliarde de lei noi plătim doar dobânzile și 3,3 miliarde de lei plătim creditele vechi. De ce avem așa de mare 2,9 miliarde de lei? Deoarece peste 2 miliarde de lei sunt dobânzile plătite la credite luate pe intern. În contextul unei izolări internaționale a Republicii Moldova în ultimii ani de zile, noi n-am avut finanțare pe extern, am fost nevoiți să ne finanțăm pe intern, are și partea bună această finanțare pe intern, însă partea proastă este costurile mari a resurselor financiare și aceste costuri se văd foarte clar anul trecut. Dacă noi în 2018 dobânda plătită de noi era 1,5 miliarde de lei, la anul după 4 ani de zile, dobânda este de două ori mai mare, 3 miliarde de lei, aproape 3 miliarde de lei merg doar pentru plata dobânzilor. Concluzia mea este următoare. Anul viitor, din punct de vedere a politicii bugetare fiscale, nu se întâmplă absolut nimic, bugetul este făcut în parametri din toți ultimii ani de zile, partea care s-a modificat în acest an datorită cheltuielilor mari ale populației, datorită consumul extrem de mare a populației, după 6 ani de zile când bugetul nu s-a executat și am avut o deficiență de executare de 3-4 miliarde de lei în acest an, bugetul se va executa mai mult decât a fost planificat inițial. La anul, în opinia mea, bugetul va fi executat tot mai mult decât a fost planificat inițial. Veniturile bugetare vor fi cel puțin cu 2-3 miliarde de lei mai mari decât sunt planificate. Granturile care vor fi obținute în opinia mea vor fi cel puțin de două ori mai mari decât se planifică, dacă nu se întâmplă nimic extraordinar că în Republica Moldova ce dorești poate să întâmple, iar deficitul bugetar în opinia mea, cel mai bine este totuși să-l finanțăm în acest context din resursele externe, deoarece resursele interne devin o povară destul de mare peste bugetul nostru din perspectiva dobânzilor mari care trebuie să le achităm încă o dată. Repet, anul viitor vom avea de achitat 6,2 miliarde de lei, dintre care 2,9 sunt doar dobânzi la creditele luate, în mod special la creditele luate din interiorul țării. Până aici astăzi am vrut să discutăm și ne întâlnim data viitoare când vom analiza alte subiecte de importanță majoră. O zi bună tuturor!